fiu în seara asta eu gazda a dumneavoastră și e o onoare și o bucurie pentru mine. În primul rând să fim din nou împreună. Îmi pare rău că nu văd prea multe fețe, mulți au ales să nu-și deschidă camerele. Carol, te salut și pe Aurica. Am să salut doar pe cei care au camerele deschise. Bună seara, bună seara! Carmen, te salut! Vă salut pe toți, dragilor! Așa, uite, vedeți, mi-ar place să ne și vedem în timp ce ne auzim, pentru că în seara asta, iată, e o seară specială. O seară specială pentru că suntem împreună, o seară specială pentru că am început cu o melodie atât de frumoasă și cu un generic atât de interesant. Te felicit, Aurica, dar știu că a fost mâna lui Carol acolo. Greșesc? Nu, nu greșesc. Da, frumoasă introducere, frumoasă... O frumoasă melodie, n-ai cum să nu fii antrenat și motivat și entuziasmat pe o asemenea melodie, nu-i așa? Eu cred că e melodia care place tuturor și bine v-ați gândit, pentru că e un început bun. E un început cu entuziasm și cu bucurie, chiar dacă traversăm o perioadă așa cum o traversăm, dar în sufletele noastre trebuie să fie bucurie, dragoste, iată motivație și entuziasm, de ce nu? Și spuneam că avem o seară specială pentru că avem un om deosebit în seara asta. Toți știți despre cine este vorba sau măcar cunoașteți numele persoanei pentru că ați primit invitația de a participa în această seară și astfel i-ați văzut numele. Aurica Negru. Cine este Aurica Negru? Sigur că o să ne împărtășească ea, dar dacă ar fi să vă vorbesc despre ea, mi-ar trebui mult să spun toate calitățile pe care le are. Dar aș putea să rezum în câteva cuvinte și anume să spun că e un om special, un om deosebit, un om pe care l-am cunoscut cu ani în urmă. Când spun un om, mă refer nu numai la ea, mă refer, hai să spun, la soțul ei și la ea, la întreaga ei familie, care e compusă din 3 membri și băiatul. Sunt oameni deosebiți, o familie care, în preajma căruia te simți bine, o familie care aduce bucurie atunci când e în preajma ta, oamenii care s-au dovedit a fi extrem de ambițioși, perseverenți, oameni de la care ai de învățat. Și în seara asta chiar avem de învățat, pentru că ne va împărtăși din experiența personală, atât în afacerea de network marketing, cât și afacerea clasică pe care o dețin. Și iată, în seara asta o să ne răspundem la multe întrebări noi. Oare e firesc sau e normal o persoană care are deja afaceri clasice să facă și afacerea de network marketing? Ei, dar nu o să vorbesc eu, nu o să păstrez eu microfonul toată seara. O să o rugăm pe Aurica să ne vorbească și eu în seara asta am să fiu cumva reporterul ei sau cel care va pune întrebările. Și am să încep cu o primă întrebare, Aurica, înainte de a-ți da microfonul. Hai să vedem cine e Aurica Negru, pentru că am văzut acolo afișat numele, dar nu toată lumea din cei prezenți, și mai ales că sunt oameni noi, nu cunosc și nu știu cine este Aurica Negru, de unde vine și cum se definește. Așa că, Aurica, îți dăm cuvântul. Mulțumesc, doamna Luminița, și în primul rând mulțumesc Linei de îndrumare, tuturor linei mele de îndrumare, la toată linia, începând cu familia Biro, familia Vâșdea și familia Dascălu pentru încredere. Și acum să vă răspund, doamna Luminița, la acea întrebare. În primul rând, este o onoare pentru mine să fac echipă cu dumneavoastră în această seară. Cine este Aurica Negru? Aurica Negru este un om simplu, vine din Gura Honț, județul Arad, dintr-o familie simplă. Părinții mei au fost oameni simpli. Taica mea a fost șofer, maica mea a fost casnică. Dar oameni serioși, oameni care s-au străduit din tot sufletul să ne ofere cel mai bun ca și copii, bineînțeles, la tot ceea ce era posibil în acea vreme. Sunt căsătorită cu soțul meu, Marius. Împreună avem un fiu, care în momentul când am cunoscut această oportunitate era un băiețel de 13 ani. A crescut odată cu afacerea și el. Ei, de-a lungul anilor am avut și statut de angajat. A venit Revoluția, noi am prins și perioada dinainte și perioada de după Revoluție.
Atunci am avut statut de angajat, mi s-a desfințat postul și am zis soțului meu, hai să încercăm să facem ceva pe cont propriu, că au început să se deschidă mici afaceri în zonă. Să încercăm și noi, că tot probabil o să câștigăm mai mult de un salar care ni-l oferă alții. Și așa am început afacerea noastră clasică, care a durat. Și mai avem și astăzi afaceri clasice. Timpul a trecut repede. Timpul a trecut repede până într-o zi, în una din activitățile. Tocmai asta vreau să te întreb. A doua întrebare era, cum ai descoperit Amway? Acum ne-ai spus câteva lucruri, ai fost foarte sărăcăcioasă în a ne povesti despre tine, dar spune-ne cum ai descoperit afacerea Amway. Cum și când Amway? Ei, afacerea Amway a venit într-o zi. Nu era mulțumită de ceea ce obținusem după 15 ani de afaceri clasice. De ce? În primul rând, ajunsesem să avem bani, dar nu aveam timp. Și cred că Dumnezeu ne trimite șansa atunci când ai nevoie de ea. Într-o zi, o cunoștință de-a noastră a venit și m-a rugat să îi permit să facă într-una din sălile a unui bar, care era una dintre business-urile noastre, să facă o prezentare Amway. Ei, bineînțeles, am acceptat. I-am spus, draga mea, nu știu dacă o să pot să vin, dar de jenă m-am dus, am participat și eu la acea prezentare. Și acolo am întâlnit o familie extraordinară care a făcut o prezentare de produse și planul de marketing. Eu, în acel moment, mintea mea mi era în altă parte. Mi era la afacerea clasică, că aveam furnizori, clienți care mă așteptau. Dar mi-am acordat șansa să fiu acolo. Erau mai multe persoane în acea sală, vreo 20 de persoane. Și dintre acele persoane, chit că mi-am sunat telefonul de vreo 10 ori și am ieșit de nu știu câte ori afară, dar printre picățele am înțeles câteva din beneficiile care le oferea această afacere. În primul rând, produsele de calitate. Avusesem ocazia să le consum înainte cu 4 ani înainte, dar timp de 4 ani n-am mai avut de unde să le cumpăr. Apoi am luat decizia să mi le cumpăr eu direct de la producător cu discount. Eram om de afaceri, de ce să dau să plătesc ceea ce pot să-mi rămână? Să-mi rămână în buzunarul meu. Și bineînțeles, beneficiile la primul pachet de 200 de puncte, nu le-am ratat. Am profitat maxim. Și un alt punct care m-a atras în acel moment, garanția de satisfacție a produselor, care m-a cucerit. De ce? La noi, în marea majoritate, pe acea vreme, în magazine scria, produsul vândut se schimbă. Aici era ceva diferit. Și am zis, da, de ce nu? Și ăștia au fost primii pași care am... Ok, da. Ce te-a determinat în continuare să dezvolți afacerea Amway? Pentru că, având o afacere clasică, aveai, acum foarte mulți oameni percep afaceri de clasice ca și cum ai avea foarte mulți bani, că ai tot ceea ce trebuie, că merg bine, că totul e în regulă. Și întâlnesc oameni care își doresc afaceri clasice. Ce te-a determinat pe tine, având o astfel de afacere, să începi și să construiești afacerea Amway? Ei, ce m-a determinat? Îndrumătorii mei, pe această cale le mulțumesc. Și mulțumesc și mie că mi-am acordat o șansă la acea invitație. După ce mi-a venit pachetul, am făcut prima prezentare din nou, mi-am vândut produsele repede, că la mine câteva zile totul a decurs foarte repede, că nu mi-era frică să vând. Aici m-au invitat la un seminar la Deva. Urmă un seminar la Deva. Am acceptat invitația. Era duminică seminarul.
Chit că la mine singura zi din săptămână care puteam să-mi permit să fiu liberă era doar duminica. Duminica de multe ori mă schimbam de pijama, eram foarte obosită. Și la acel seminar, ce am văzut? Am văzut lucruri care nu-mi venea să cred că există în România. Nici nu mă gândisem vreodată. Până atunci, în acel moment, eram oarecum mulțumită, în ghilimele. Mai puțin că n-aveam timp și eram obosită, foarte obosită. Dar la acel seminar am văzut oameni bine îmbrăcați, eleganți, zâmbitori, entuziasmați, care se bucurau pentru succesul lor și pentru succesul altora. Sărbătoreau succesul. Erau oameni care aveau bani și aveau timp. Aveau vacanțe. Ei, când au ajuns la vacanțe aici, pentru mine a fost o lovitură, că datorită afacerilor clasice, eu 14 ani, noi n-am putut să plecăm într-o vacanță, că n-am avut pe mâna cui să lăsăm afacerea clasică. Pentru că, de ce să nu recunoaștem? Într-o afacere clasică, de cele mai multe ori ești paznic la banii tăi. Și atunci am zis așa, de ce nu? Merită, dacă oamenii de aici sunt oameni simpli, oameni obișnuiți, erau din diferite domenii, merită să-mi acord și eu o șansă. De ce nu? Înseamnă că se poate. Și bineînțeles, unul dintre scopurile mele a fost să ajung să merg în vacanță cu Emily. Că asta e unul dintre primele puncte care trebuie să fixez. Am ajuns să merg după un an și vreo 7-8 luni, am mers în prima vacanță cu Emma în Sardinia și cu linia mea întreagă de îndrumare. A fost pentru mine acel moment, atunci, în acele momente când am făcut calificarea de producător de argint, am simțit că mi-am depășit limita. A fost ceva unic. O bucurie imensă care nu se poate descrie în cuvinte. Asta a fost una dintre cele mai mari bucurii pe care le-am simțit și trăit, bineînțeles, alături de familie, de îndrumători și de tot staff-ul EMOI. A fost greu, Aurica? A fost greu să construiești afacerea? Mai exact, te-aș ruga să ne spui, știu că în afacerea ta clasică aveai o grămadă de preocupări, o grămadă de implicări, de activitate. În afacerea EMOI, care au fost pașii care i-ai urmat și care a determinat succesul tău? În afară de 200 de puncte, ce altceva mai făceai? Care erau? În primul rând, după cum v-am spus, am început cu 200 de puncte. Aici, ajutată de linia de îndrumare, care la început nu am înțeles ajutorul ei deloc. Pur și simplu nu știam ce interes are să vină să mă ajute, pentru că nu eram obișnuită cu așa ceva. Am început să fac primii pași, am acceptat și chiar erau, îi cunoașteți marea majoritate pe familia Biro, sunt o prezență extraordinar de plăcută, erau diferiți, aveau o căldură în suflet cu care m-au cucerit, erau diferiți de oamenii din... de care eu eram înconjurată până atunci. M-a cucerit respectul, cum se respectau ei ca și soți. La acel seminar, la fel, am văzut respectul care și-l arătau oamenii unii altora. Ce nu se întâmplă în viața de zi cu zi și în viața obișnuită? Ei, și făcând prezentări, am început să facem prezentări. La început eu nu am făcut. Eu doar invitam oamenii, făcea doamna Biro. Era pentru mine ceva atât de nou și de nostim, cum eu invit oamenii și face cineva munca în locul meu, pentru că eu eram obișnuită să muncesc eu cel mai mult. În firmă eram obișnuită în afacerea clasică să fac eu totul. De multe ori făceam totul, de la femeie de servici până la
Erai de la patron până la femeie de serviciu, erai totul. Da, a fost diferit. Bineînțeles, în prima lună deja am fost 6%, că mie, așa mi-a arătat doamna Biro pe o schemă. Uite, aduci doi oameni, tu faci 200 de puncte, știți schema care o găsiți și în planul de marketing. Așa băbește, pentru că eu n-aveam timp să studiez prea mult, dar m-a ajutat foarte mult ce-mi recomanda eu și eu făceam. Am fost 6%. Apoi am stat vreo două luni, vreo câteva luni pe 6%, până când a urmat o altă întâlnire și așteptam recunoașterea, vedeam că alții merg mai departe și după aceea am început să mă implic și eu mai mult. Vreți să vă spun unul dintre secretele mele referitor la de ce am hotărât să mă implic? Eram foarte obosită și am găsit un refugiu în această afacere. Această afacere mi-a aducea energie și entuziasm. Mă relaxam cu afacerea, e mai pur și simplu. Bun, deci am înțeles că în afacerea clasică erai mult mai obosită și mult mai implicată. În afacerea Emoi ți-a adus așa mai mult timp și și libertatea de a face și bucuria de a face. Dar nu mi-ai răspuns la întrebarea, Aurica. Care sunt pașii care i-ai făcut de a determina succesul? Consum de produse, puncte personale. Deci despre asta să-mi enumeri un pic ce ai făcut. Am început, mă repet din nou, cum am început cu 200 de puncte, apoi mi-am schimbat toate produsele din casă. Chit că aveam o afacere clasică de comerț. Am cumpărat produsele din afacerea mea. Normal că trebuia să le consum ca să le pot promova. Pentru că n-ai cum să le promovezi dacă tu nu le consum. Chiar la prima comandă, când mi-a venit un parfum care eu îl adoram, m-am parfumat și am coborât pe casa scării. Un vecin mi-a zis, vai, ce parfum ai, că miroși așa de bine, vreau și eu una, că urmează să iau o nevastă mea. Și atunci mi-am dat seama ce produse avem în businessul nostru. Nici măcar nu trebuie să vorbesc, că își fac reclamă singure. De aici a pornit totul. Atunci am început să fac rulaj de produse. Deci produsele se rulează fantastic de ușor, pentru că sunt produse de calitate. Nu se poate compara cu nimic. Atunci, același lucru, am fost perseverentă. De acolo am început să-mi crez rulajul. Mi-am format clienți. Am ajuns să rulez, erau luni în care rulam peste 100 de puncte, pentru că acele puncte mi-aduceau bani. Făcând o comparație cu afacerea clasică, am putut să fac niște calcule ce venituri frumoase aveam din afacerea de network marketing comparativ cu afacerea clasică. Puteți să vă imaginați, în afacerea clasică vindeam și alimente. Am avut odată o comandă de 200 de puncte de parfumuri, 13 parfumuri erau în acea vreme, care le-am vândut în 2 zile. Câștigul meu în acel moment a fost de peste 400 de lei. Și atunci am putut să fac un calcul. În afacerea clasică trebuia să vând un palet de zahăr și un palet de ulei ca să am atât adaos comercial. Și ce am făcut? Am recomandat niște produse premium, niște produse de calitate. Aici a fost. Atunci au fost primii. După aia, în afacerea mea au început să vină partenerii. În momentul când tu îți dorești, cu adevărat, atragi oamenii și atragi ceea ce ai nevoie pentru a-ți îndeplini scopul. Am început să fac prezentări și singură după nivelul de 9%, că până atunci și atunci și cu îndrumătorul, din când în când, dar făceam singură. Rezultatele adevărate au venit când am început să fac singură planul de marketing. Nu știu cum se întâmplă. Eu am ajuns foarte repede, adică repede, am ajuns nivelul de producător de argint într-un an și 2 luni. Nu știu cum se întâmpla, pentru că nici măcar nu mi-amintesc pe cei care m-au refuzat.
am avut și refuzuri, dar refuzurile m-au făcut mai puternică, m-au făcut să le demonstrez că se poate. Ok. Haideți să te mai trag de limbă. Uite, urmează sărbătorile, urmează Moș Nicolae, urmează Crăciunul. Ce produse recomanzi tuturor participanților la această întâlnire să pregătească în pachete cadou care poate să le ofere, atât să ofere cadouri, cât și să le ofere spre vânzare? Eu consider că toate produsele noastre pot fi oferite cadou. Este important să facem pachete și asta m-a ajutat și pe mine personal și înainte și acum să merg pe nevoile oamenilor, să pregătesc pachetele și să ofer produse pentru toate nevoile, pentru fiecare. De exemplu, pentru casă, dacă știm persoane care care sunt pasionate de curățenie, putem să facem un pachetel cu produse de curățenie. Avem o bunică sau o mamă sau știu eu, putem să-i oferim o cutie de vitamine, o vitamina C în această perioadă. Putem, știu eu, un pachet pentru îngrijire personală, pentru îngrijire orală. Avem cele mai bune produse Glister pentru îngrijire orală, produse pentru cosmetică. Pentru domn, spre exemplu, Gamma Him, nu? Bineînțeles, Gamma Him. Parfumurile, pentru că tu ești o profesionistă, o expertă în a vinde parfumuri, așa că putem împacheta și parfumuri și să oferim atât pentru doamne cât și pentru domn. Bineînțeles, parfumurile sunt nemaipomenite, parfumurile este... Sunt produsele care pe mine m-au cucerit în această afacere și datorită lor am pornit și am prins încredere, mai exact. Parfumurile sunt nemaipomenite pentru domn. Avem Gamma Him pentru îngrijire masculină, începând de la aparate, de la spumă, de la aftershave, tot ce are tenul masculin nevoie. Avem șampoanele, avem duș gelurile, avem din toate gamele, avem și de ce nu, poate cu o prezentare bună, avem și produse mai mari care le putem recomanda de sărbători în funcție de familie. De ce nu putem recomanda Gamma iCook? Sau de ce nu un eSpring unei familii ar fi nemaipomenit? Produsele okay. Emoi are produse care acoperă peste 80% din nevoile unei familii. Deci aici avem totul. Putem să profităm de tot. Da. O altă întrebare. Dacă ai terminat ideea, scuză-mă, ai terminat sau e ok? Da? Ok. O altă întrebare. Dacă ai putea să ne faci o diferență sau o paralelă între afacerea clasică și afacerea de network marketing. Care este diferența? Pentru că voi fiind în afacerea clasică, orientați acolo, ați ales să construiți în paralel și afacerea de network marketing. Care sunt diferențele sau care sunt, diferențele, beneficiile dintr-una și din alta sau avantaje și dezavantaje? Da, cam așa este cel mai bine spus, avantaje și dezavantaje. Păi dacă stau să mă gândesc, să-ți pornești o afacere clasică, necesită foarte mulți bani, în primul rând, să începi. Care pot să fie banii tăi sau pot să fie bani împrumutați din bancă. Atunci, dacă dorești consultanță, costă foarte mulți bani. Un moment. Așa, costă foarte mulți bani. Ai nevoie de angajați. Chiar dacă ai bani, nu ai timp.
Astea sunt niște puncte care trebuie să le înfrunți și care trebuie să le faci față în afacerea clasică. În afacerea de network marketing ai mult mai multe beneficii. Vreau să vă spun doar atâta. Gândiți-vă cât v-ar costa să vă faceți un magazin clasic, să zicem, nu doar foarte mare, de cel puțin sau minim 50 de metri pătrați. Vă spun că vă costă enorm. Pe lângă spații, mobilier, ai nevoie de tehnică, de casă de marcat, de rafturi, de calculator, de contabil și așa mai departe. Plus de stocul de marfă, care iară, puteți să vă faceți un calcul, costă enorm, doar un punct de lucru. Aici ai șansa să-ți pornești propria ta afacere cu un coș de cumpărături, cu banii din poșetă. Poți să pornești cu 200 de puncte, dar nu e obligatoriu. Poți să pornești cu 50 de puncte, dar chiar altă posibilitate nu este. Apoi ai firma de consultanță. Și încă ai firma de consultanță care vine în sprijinul tău. Gratuit. Dar primul pas care este? Pornind afacerea, în afacerea Emoi, am găsit cel mai bun echilibru între timp și bani. Și un lucru foarte important, afacerea de network marketing, afacerea Emoi, se bazează pe trei piloni. Primul este compania Emoi, care îți pune la dispoziție produse de cea mai bună calitate, îți pune la dispoziție planul de vânzări și marketing, care nu trebuie să ți-l faci, tu ai făcut gata doar să te folosești de el. Ai un îndrumător care e dispus să-și pună în experiența lui pentru tine, să te ajute să crești tu în afacere. Pentru că Emma a făcut un plan foarte bun. Aici avem relația câștig-câștig. Este nemaipomenit. Și după cum spuneam, consultanța care este gratuită, noi beneficiem de un program de educare și dezvoltare personală. Avem ca suport de dezvoltare personală compania Schwarz Global. Este un colos, este o șansă pentru noi să ne găsim aici. Ce pot să vă spun? Firma de consultanță vine în sprijinul nostru cu cărți, CD-uri și întâlniri. Prima carte care eu am citit-o, o am și acum aici, poate să se vede cu siguranță, Atitudinea este totul. Această carte mi-a deschis mintea într-un fel ca să pot să-mi dau seama ce poate să-mi ofere acest parteneriat cu compania Emoi. O conduc. Aurica, scuză-mă, te rog, ai încă emoții, pentru că cartea ce ne-ai arătat-o este Conducta de Milioane și ai spus Atitudinea este totul, dar amândouă cărțile le-ai citit, amândouă cărțile sunt extrem de valoroase. Da, așa este. Numai că le-ai inversat un pic. Este în așa regulă. Este. Toți cei care ne ascultă și ne privesc înțeleg emoțiile, chiar dacă suntem, uite, în cazul tău, cum ești un om cu foarte multă experiență și un lider desăvârșit, tot avem emoții atunci când vorbim, dar de asta am vrut, scuză-mă că te-am, ca să înțeleagă oamenii, ai arătat o carte și ai spus alt titlu. Amândouă sunt extrem de valoroase. Asta aici amândouă, că le-am citit. Așa este. Da, astea sunt primele cărți care le-am citit. Apoi, una dintre cărțile care m-a ajutat fantastic de mult, Tată bogat, tată sărac, Robert Kiyosaki. Când am citit această carte, am înțeles de ce oamenii nu au bani. Am înțeles toate greșelile care le-am făcut, atât din punct de vedere personal, din punct de vedere financiar, din punct și financiar și personal și în afacerea clasică.
Este o carte care vă recomand din tot sufletul. Indiferent că aveți bani sau nu aveți bani, e o carte care vă poate învăța cum să faceți economii din nimic sau de unde să porniți. O altă carte care m-a ajutat, Eu ți-am luat cașcavalul. Cine ți-a luat? Nu, asta este Eu ți-am luat cașcavalul și mai este încă o carte. Cine ți-a luat cașcavalul? Și sunt multe alte cărți. Cărțile, una care cel mai bun vânzător din lume, care vi se pare că nu știți să vindeți, e o carte care vă poate ajuta. Și încă o carte care mie mi-a plăcut foarte mult, ce relație ai cu banii. Dacă vi se pare că nu aveți suficient, poate nu aveți o relație chiar foarte bună cu ei. Așa, astea sunt cărțile. Cărțile și-au pus amprenta asupra mea dintr-un punct, din acest punct de vedere. Ce m-a ajutat foarte mult pe lângă cărți, întâlnirile. În întâlnire îți formezi viziune în ceea ce poți să obții și ți-ai entuziasm. Aici ne alimentăm, în ghilimele, cu benzină pentru a putea construi și merge mai departe în afacere, pentru că suntem conștienți de multă lume negativă. Și sunt suficienți care ne spun că nu putem, că nu suntem în stare, că ceva nu funcționează. În întâlniri putem să vedem că totul funcționează. Toate acestea ne ajută să gândim pozitiv și toate acestea la un loc ne ajută să depășim provocările. Cel mai important lucru este să știi de ce faci afacerea asta. Nu știu, dacă aveți copii sau vi se pare că aveți provocări, trebuie să aveți un de ce neapărat puternic să puteți să depășiți. Dar eu cred că cea mai bună motivație, asta a fost pentru noi, a fost copilul. Da, și noi, în urmă cu ceva, și noi am trecut printr-un faliment. Trebuia să stăm jos acolo? Nu, tot ce am acumulat aici, în acest program educațional, chiar dacă nu sunt vorbitorul perfect, dar aici am învățat să depășim obstacolele. Ce înseamnă să fii un campion, să te ridici o dată în plus decât caz? Asta este cel mai important. Să ne ridicăm de fiecare dată. Încă o întrebare, Aurica. Cum te descurci cu amândouă activitățile? Pentru că și afacerea de network marketing necesită un pic de implicare și de muncă și cealaltă la fel. Ești un om ambițios, ești un om harnic, ești un om care te-ai organizat bine, nu? Și ai știut să le faci pe amândouă. Da, într-adevăr, trebuie un pic de organizare, dar ceea ce am învățat aici, ce m-a determinat în primul și în primul rând? Robert Kiyosaki spunea într-o carte, niciodată să nu spui toate ouăle în același coș. Că într-o zi s-ar putea să te împiedici să cazi și să le spargi. Am luat decizia să fac încă un business, să-mi fac o roată de rezervă. Indiferent ce statut ai, că ai o afacere clasică. Afacerea clasică e adevărat, ne aduce bani, dar atâta timp cât ne implicăm. Aici am văzut acele beneficii, drepturile de autor, ne place nouă să le spunem, sau veniturile reziduale. Acestea vin la un moment dat și dacă nu te mai implici în afacerea mai, din afacerea clasică mai puțin. Dacă n-ai fost suficient de inteligent când ai avut bani în afacerea clasică să-ți investești în ceva să-ți producă pasiv, este mult mai greu. Dar aici este mult mai ușor și poate oricine.
Dar asta este, deci m-am organizat în așa fel. După ce terminam treaba, făceam seara plan de marketing. Rulajul acum pentru mine este foarte ușor, că în atâția ani mi-am format clienți. Rulajul nu s-a pus niciodată problema, cu atât mai mult acum. Să știți că toți acei clienți, care poate cândva au fost al altora, clienții nu renunță la produse. Dacă cineva nu îi mai servește, nu mai găsește să cumpere de la cineva produsele Emoi, clienții caută pe cine are produse Emoi. Deci concluzia este că se poate. Se poate să ai și o activitate de bază, cum ar fi să ai servici și în timpul liber să poți să construiești afacerea de network marketing. Uite, e foarte important să încurajăm oamenii că pot să-și construiască serviciul sau business-ul care l-au în continuare și în timpul liber. De-aia ești un om de apreciat, pentru că și așa puținul liber, timp liber pe care l-ai după activitatea clasică, n-ai ales să stai și să te odihnești, ci ai ales să construiești, să faci roata de rezervă. E foarte important lucrul ăsta. Da, așa este. Deci depinde de ce-ți dorești. Depinde ce-ți dorești. Cel mai important lucru, că ceea ce am învățat din afacerea clasică, am putut să-i transmitem fiului nostru. Am putut să-i transmitem fiului lui și să-l ajutăm foarte mult. Totul a pornit de la cărți și de la programul educațional. Este foarte important acest lucru. Și aceste cărți și întâlniri, chiar dacă noi le facem online acum, ne dau energie. Ne dau energie și puterea de a face încă un pas și încă un pas și încă un pas. Și așa mergem mai departe. Cel mai important lucru, chiar dacă ai provocări, să nu renunți. Este cel mai important lucru. Rezultatele vin. Și un lucru care eu l-am remarcat și în afacerea clasică și în afacerea Emoi, cel mai important este perseverența. Perseverența. Aceleași lucruri să le faci, să le repeți. Și aici este foarte simplu. Același plan de marketing. Emoi nu l-a schimbat de 60 de ani. N-a venit cu ceva nou. Și tot ce avem în afacerea de network marketing, ei au avut viziune cu multe înainte. Comerțul online. La noi acum bubuie. Ei l-au văzut cu 50 de ani în urmă. Asta spune ceva. Suntem într-o companie în care putem să avem încredere și pe care ne putem baza. Ok, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii, de fapt am depășit cu câteva minuțele, având în vedere jumătatea de oră. A fost o bucurie și o plăcere să te ascultăm, Aurica, și să luăm aminte la toate lucrurile pe care ni le-ai povestit. Și sunt convinsă că toți ceilalți împărtășesc aceleași gânduri, aceleași lucruri. Mă bucur și îți mulțumesc și te felicit pentru toată întâlnirea din seara asta, pentru toate lucrurile extraordinare. Salut cu respect pe absolut toată lumea și ne luăm la revedere. Okay. Că m-am întrerupt. Melodia de început a fost melodia care mie mi-a dat, a fost ancora mea de a reuși în afacerea Emoi. Și am o rugăminte, dacă se poate să încheiem cu încă o melodie de alu Voltaj, care este reprezentativă pentru mine și poate fi pentru oricine. E și ce? Aici pentru mine reprezintă îndrumătorii, echipa și partenerii Emoi. Ăștia sunt prietenii noștri adevărați.
poți alege să pierzi. Dar e bine când poți spune: nu sunt singur în ploaie și vânt, am cei mai buni. Prieteni